Iar primăria municipiului Călăraș organizează sâmbătă 1 iunie în fața scenei din parcul Dumbrava, ziua internațională a copilului. Piticii sunt așteptați să se distreze și să se bucure de momentele pregătite de organizatori. Timp de aproximativ 3 ore se vor derula activități în cadrul atelierelor de creație și, de asemenea, se va desfășura un show de zumba. Mascotele și personajele din desene animate vor fi prezente printre copii, modelând baloane și oferind bomboane alături de voluntarii crucii roșii călărași. O cabină foto la minut va sta la dispoziția celor mici, surprinzând cele mai frumoase momente. Organizatorii anunță și momente inedite însă și atractive pentru copii, unul dintre acestea fiind concursul de trasee de dificultate, care va avea și premii surpriză. Întrecerile vor fi organizate astfel. Traseul de dificultate 1, saci împiedicați pentru copii cu vârstele între 6 și 12 ani. Traseul de dificultate 2, cauciucuri colorate, vârsta de participare între 10 și 17 ani, iar traseul de dificultate 3, limbo dance, vârsta de participare 5-18 ani. Va exista și un moment dedicat unui flash mob, iar la final, într-un spațiu special amenajat, copiii se vor putea bucura de momentul Spuma Party, cel mai atractiv moment pus la cale de organizatori. Primăria municipiului Călăraș a pregătit și 2000 de înghețate pentru copiii ce vor lua parte la eveniment, iar partenerii tradiționali, serviciul rutier din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Călăraș, Poliția Locală, Inspectoratul Județean de Jandarmi, Inspectoratul pentru Situații de Urgență, Crucea Roșie și Serviciul Public pentru Gestionarea Câinilor Fără Stăpâni vor avea standuri reprezentative. Distracția începe așadar sâmbătă, 1 iunie, la ora 9:30 în fața scenei din parcul Dumbrava